Asistente de la Spitalul de Urgență Codlea au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Colegul meu, Ovidiu Stan, are toate detaliile și este în direct acum alături de noi. Bună ziua, Ovidiu! Bună ziua! Într-adevăr, din păcate, așa este, cele două asistente medicale care își desfășurau activitatea la unitatea de primiri urgențe Codlea, contact direct cu personalul substației de ambulanță de la Codlea, aflate în autoizolare imediat după ce au fost descoperite cele două asistente de la ambulanță, au fost confirmate pozitiv în urma testării și s-a procedat la internarea acestora. Conform protocoalelor și planului de măsuri s-a realizat practic și dezinfectarea tuturor spațiilor din circuitul spitalului, iar personalul medical din spital practic a fost izolat. Ce este îmbucurător în toată această situație este faptul că managerul spitalului a avut un plan de rezervă, acela de a trimite jumătate din personalul medical acasă, exact pentru o situație de genul acesta. Practic, în momentul în care tot personalul spitalului a fost pus sub semnul întrebării, managerul i-a trimis pe toți în izolare obligatorie și a adus alt personal pentru spitalul respectiv, așa că la acest moment spitalul funcționează fără niciun fel de probleme. Ovidiu, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații.